Bună! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un lucru foarte important. De două zile, în zona în care eu locuiesc, am găsit pe una din străzi o pisică moartă. Ideea e că am văzut-o undeva pe la 10 seara, chiar am făcut și poze. M-am gândit foarte bine până astăzi dacă să vă prezint sau nu vă pozele. Deci două zile a stat în stradă acea pisică. Nu știu cât mai trebuie să stea acolo, ideea e că, sau cât mai trebuia să stea acolo, nu știu când în țara asta, odată pentru totdeauna, o să se inventeze, să spun așa, poliția animalelor. Nu înțeleg de ce trebuie să chinuim așa de mult animale. Și nu înțeleg, nu vreau să fac un material despre calomnios la adresa oamenilor, nu vreau ca să acuz pe nimeni, dar nu pot să cred ca tu ca șofer să omori acea pisică și să o lași acolo. După aceea nu înțeleg cum au putut vecinii și locatarii care, unde pisica era moartă, să o lase așa pur și simplu două zile. Deci anume, special, am făcut un fel de anchetă în care voi dovedi că două zile a stat acea pisică moartă acolo. Vreau odată să inventeze porcăria asta de poliția animalelor. Vreau odată să, nu știu, ca animalele să aibă un drept în țara asta. Nu mai suport ca să fie rănite în țara asta de niște oameni fără suflet. Vreau să facă închisoare toți cei care maltratează, care lovesc și care omoară animalele. Nu-i posibil așa ceva. Nu știu, vreau să facem cu toți împreună o petiție pentru animalele astea, ca statul ăsta să inventeze odată poliția animalelor. O să am și eu unde să pot să dau un telefon când văd un caz de abuz împotriva animalelor. Sunt foarte supărat, sunt foarte indignat și cred că piesa aceea de la Guess Who, locul potrivit, nu ne este adresată nouă, ci vouă, celor care nu aveți un locul vostru, nu este potrivit acolo în Parlament, în Guvern, oriunde ați fi în conducerea acestei țări. Vreau și eu să am dreptul să sun la o poliție animalelor în momentul în care văd un animal rănit de către alți oameni. Cum femeile abuzate au un număr de telefon unde pot să dea și să denunțe un caz de genul, cum alcoolicii anonimi au o organizație unde pot să te trateze de alcoolism, așa și eu vreau să am dreptul, că e iubitor de animal, să pot să dau un telefon undeva, să pot să anunț că cineva a rănit un animal, că cineva abuzează. Nu știu dacă o persoană ar fi fost moartă în stradă, ar fi rămas două zile acolo. Să fiți mulțumiți că nu cerem un cimitir al animalelor. Stop indiferențe legate de animale, stop indiferențe în țara asta care absolut nu are, nu știu, nu are pic de importanță animalelor.